Castle, Hoia Baciu, Corvin Castle, and Banffy Castle. After 4 nights in Romania and investigating some of the most haunted locations in the world, tonight we conclude our trip with a visit to the witches and the black magic ritual that started it all. Vlad the Impaler, otherwise known as Dracula, was actually beheaded right here. We need to go pay a visit to the gypsy witches of Romania that we met at Hoia Baciu. Noi avem un altar magic. Vrem să vă facem un ritual. I don't know what they're using to get it off us. Acum să vă curățați. Help. I might step out for this. That's fine. I'm speechless, like what? Like the coolest thing that ever happened. Something. According to GPS, it is right here. Hey guys, come over here. We found the pond. Welcome to the Overnight Channel, dedicated to finding proof of the paranormal. Tonight's video takes place at Witch's Pond, the final ritual. They actually have brooms that are on fire. Amin. We make a special and strong ritual with black magic. Și pe foc le-am dat. Pus să ardă și să se ducă și înapoi să nu se mai întoarcă. Trebuie să se așeze în genunchi. You have to kneel down. You have to turn around. And as soon as you leave, you have to do a cross with it, blow it out, and then you should continue your journey and you're safe. What's up, everyone, and welcome back to the Overnight Channel, dedicated to all things paranormal, unsolved, superstition, mysterious, extraterrestrial, whatever it might be. It is our job on this channel to investigate it and explore all these different worlds. But this is tonight, the end of our Romania series. We've been in the country for 6 days. Wow. And this is our fifth night filming, and we are about to make the journey to the Witch's Pond. And that name has been given because it is apparently where Vlad the Impaler, otherwise known as Dracula, was actually beheaded. Where so much evil power and magic has been rested is right here. So we're gonna make the journey to finally find the pond. It's somewhere back in these woods. But beforehand, we need to go pay a visit to the gypsy witches of Romania that we met at Hoia Baciu. Yep. Oof. We're gonna give them back the candle, right? Oh man, that you slept on? Yep. You didn't. I didn't sleep. You blew it out way too fast. You guys didn't sleep on the candle? I did. Are you the only one? And Jonah and Evan also slept on them. There you go. So, wait, so you guys slept on them for you two? Yes. Yeah. Actually, yeah. They actually did you a favor, yeah. Okay. Yeah. All right, that's bros helping bros. Thanks. Instead of like the tooth fairy, it's just the witch's candle? Yeah, the witch's candle fairy. Oh, yeah. Good analogy. That's how it is in Romania. The same reason why I like working with Linda, or working with Patty, or working with Deidre, or Zachariah the Witch, or here, is you get in Bloody Mary, is that we get to learn and experience different cultures, different faiths, different religions, and it just kind of helps you see the bigger picture that no matter where we've gone in the world or who we've spoken to, they all still believe in the afterlife. Yeah, it's true. And that's like the main thing that we do. Every time we investigate, we're searching for the afterlife. Yeah. And all of these different ways to communicate with it or to appreciate it. Well, so conveniently, the witches live that way and the pond is that way. So it makes sense that the witches live in the woods. So perhaps let's go see the witches first. Okay. And then after, we'll take a visit to the pond. Okay. Well, I can't see anything, so. I can't see anything anywhere except these lights. Let's go that way then. Let's go. Yeah, let's go. All right. Cool. Yeah, I don't know where to go. By the way, everyone, if you don't know, we are still doing the overnight contest where every single month we pick one winner, one of you, and we come out to your hometown and bring you to do an overnight investigation or something fun, whatever it is that you want to do. There's two ways to enter. One is super simple, just leave a like and a comment on the video. The other way is to head over to sendasociety.com, and for every dollar you spend also equals one
entry. That's it. Every month there's a new winner, and potentially at the end of this year we might have a really cool surprise. We fly everyone somewhere incredibly epic. Maybe we're doing that. I don't know why I'd bring it up if we weren't doing it. So enjoy the rest of the video. I thought we were doing that. We are doing it. Oh, okay. Yeah, but I'm trying to like, don't spoil it. Yeah, I want to be like, hey, by the way. It's not announced yet. Yeah, exactly. Okay. Well, it's also going to be a surprise. Yeah. How are you? Hello. Good to see you again. Welcome to our home. You are to look. You can see. Okay. Welcome to our house. Thank you. Lumânările le-ați adus. Yeah. Alexandru, is it very important to be back in the altar to finish your blessing rituals? Noi am vrea să vă povestim puțin despre noi, despre puterile magice. Și am îndrăznit, pentru că în pădurea magică noi am lucrat, nu am povestit cine suntem noi de fapt. O să vă ducem și în altarul nostru, noi avem un altar magic și o să vă ducem să vedeți ritualurile, nu ritualurile. Vrem să vă facem un ritual. Pentru ritualul ăsta va fi continuarea ritualului de la pădure. Pentru că noi am fost la pădurea magică, nu mai putem merge la un lac. Și acum este foarte important acest ritual pentru voi, pentru că ați fost în pădurea bântuită de demon și pentru că voi ați fost acolo. It's necessary to make all the protection and to finish your good ritual here in our altar to not leave the Romania with this bad spirit. Vom avea grijă să fiți curați și să nu plecați cu niciun diavol din România. Three part of generation, she have this gift from her grandmother and she stay in the life 109 years. She was in life. Wow. It's a long time. O vrăjitoare foarte puternică. She was a very strong witch. Făcea foarte mult rău prin magie și puterea magiei fiicelor mele. Am fost la CNN, la BBC. You was at CNN, BBC. La National Geographic. National Geographic. Vlad Țepeș era un român care avea sânge de vampir. Decapitat, a fost luat capul, mâinile, tot și a fost aruncat. O să vă ducem în altarul nostru și acolo o să pregătim tot ce este necesar pentru ritual. I want to do it because they're saying that it's going to get all the evil off us that could be around, you know, this area or the forest, but then also it's, I don't know what they're using to get it off us. Thank you. Obiectele magice pentru ritual. The black hand for the magic, for the black magic, for those that we use in this night. Wait. Here we have the dolls for love magic. Love magic. Yes. I like that. Look, it's like I don't know the name of this, but it's very important. The lock? Yes, the lock, yes. The red candle we use just in the love spells. The black candles just in the black magic spells. And the white candles just in the rituals for money, success, health. Astea sunt de la voi, nu? Astea... Elson, I might step out for this. That's fine. Mai. Stop. Oh. Ven ca ia telecutar.
venit cu acel co. It's literally like American Horror Story, Coven. Yeah. Oh. Seems like it. That's exactly what it is. I feel like we're in it. Like, legit. Yeah. Like, I feel like we're actually in that. This is gonna get a little wild. Pentru că onsa s-a îndurit o alandovăș, fie s-au întâlnit de tăiut pe glacătul, te pătrălesc, hai după ce pătrăl ales, ca și te pătrăl lângă droma, să li se deschidă drumurile, trebuie să deschidă aceste lacăte. De câte ori? Odată și după ce le deschide, trebuie să le pună în apă. Dar mai întâi le descânți. Să le descânți, să li se deschidă drumurile. Să li se deschidă drumurile, să aibă succes, să aibă prosperitate, noroc. Să aibă noroc. Să fie apărați. Să fie apărați, de să fie magie. Protejați, de magie, de diavol. De diavol, Trenitul de păcătură. Scăpați. Să fie scăpați. Să le aducă și distrugerea demonului. Distrugerea energiilor negative din jurul vostru, din trupul vostru, din mintea voastră. Să nu plecați cu nimic rău din România în casele voastre. Acum să vă curățați și tot răul să rămână sub puterea noastră. Da, pleacă, da? Da. Desfăceți-le. Now open it with the key. Și puneți-le în bol. With the key in it? Yes, with the key. Okay. Amin. Amin. Tu, apă curată din izvoare adunată, luminează-le calea, luminează-le cărarea. Să rămână curați și luminați în știrea Maicii Domnului, da. Să rămână curați, să rămână luminați cum e apa din fântână, busuiocul din grădină. În această apă. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Doamne, ajută-și. Cum se întoarce fusul la mână și lingura la gură, așa să se întoarcă tot răul, toată păcătura, din pădurea blestemată, din pădurea magică, să rămână sub puterea vrăjitoarelor. Tot răul și toată făcătura să se întoarcă și înapoi să nu se mai întoarcă. Amin. Să se ducă, să se năpustească și înapoi să nu se mai întoarcă. Să rămână curat, să rămână luminat locul putoană, în știrea Maicii Domnului dat. Ceasă cu ceata în spinare, cu roua în picioare. Pe cărare plecai cu maica Domnului mântuit. De mână dreaptă m-a luat, în casă m-a băgat, cu limba descântat, de frăzi, de farmece, de păcătură, am îndepărtat. Să rămână curat, să rămână luminat, în știrea Maicii Domnului dat. Du-te, oace, și te-ntoarce ca puișorul ghioace și luminează-le calea și luminează-le cărare. Să rămână curat și înapoi să nu se mai întoarcă, să sufle de trei ori fiecare pe lumânări. N-am suflat suflatul și-am suflat rău. Dăm pânza încoace și-am suflat rău. Ei, cu mâna lor să pună pânza și să o pun aici. Astea sunt lumânările cu care ați venit de la pădure. Yes. Toate spiritele diavolului cu care v-ați conectat în pădurea magică să iasă din voi, să rămâneți curați de spiritele magiei eliberat. Amin. Amin. Puneți mâinile aici. Put your hands here. Așa. Cum arde focul, așa să ardă răul, cum arde focul, așa să ardă răul și spiritele demonilor și spiritele diavolilor. Să rămână curați, luminați de magie, de spirit, scăpați și eliberați în știrea Maicii Domnului dat. Căci de descântat vom descânta spiritele demonilor și diavolilor, le vom îndepărta și pe apă le vom da. Să rămână curați, luminați în știrea Maicii Domnului dat. Să iasă spiritul, să iasă duhul, să iasă făcătura, să iasă trimisătura, să rămână curați, luminați în știrea Maicii Domnului dați, de magie și de spirit eliberați. Lasă în asta și pe asta de la o parte. Cum se topește ceara așa să se topească vraja? Cum se topește ceara așa să se topească vraja?
Să rămână curați, să rămână luminați în știrea Maicii Domnului dați, să piară făcătura și toată trimisătura, să iasă și să se ducă și înapoi să nu se mai întoarcă, nici acum, nici altă dată. Este negru. Aici este negru, este chipul demonilor, pentru că voi ați fost într-un loc magic. Fus să fiarbă și să se ducă toate spiritele și toate duhurile și să se năpustească și înapoi să nu se mai întoarcă. Să plece prin lemne, prin pietre, pe butucini butucite de mii de ani părăsite. Fus să fugă și să se ducă și înapoi să nu se mai întoarcă. Căci de descântat am descântat, spiritele diavolului le-am îndepărtat. Să iasă și să se ducă și înapoi să nu se mai întoarcă. Nici acum, nici altă dată, nici în timp de judecată. În știrea Maicii Domnului dați. Cum arde ceara, așa să ardă făcătura. Cum arde ceara, așa să ardă făcătura. Să se ducă și înapoi să nu se mai întoarcă. Nici acum, nici altă dată, nici în timp de judecată. Pus să fugă și să se ducă. Și înapoi să nu se mai întoarcă. Spiritul demonului, spiritul diavolului, să iasă și să se ducă. Pus să se năpustească. Să nu mai vină în zi să spună numele lor de trei ori. So you have to tell each the name from three times. You can stop. My name? Yes, from three times. Okay. Corvin, Corvin, Corvin. Să rămână în timp, să rămână în Josh, Josh. Nu pentru acum, Josh. Nu pentru un an, ci pentru toată viața. Elton, Elton, și dută pe butucini butucite. Amin! Să piară focul, să piară făcătura, să piară trimisătura. Și înapoi să nu mai vină nici acum, nici altă dată, nici în timp de judecată. Că de descântat am descântat, toate spiritele le-am îndepărtat și pe apă le-am dat. Pus să se ducă și să se năpustească. Și înapoi să nu mai vină nici acum, nici altă dată, nici în timp de judecată. Amin să se ducă, amin să fugă și să se îndepărteze pentru totdeauna și cu toată inima și cu toată credința. Amin. 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 Puneți mâinile aici peste ei. Să piară și să se ducă și să iasă. Toate făcăturile și toate trimisăturile. Să se ducă și înapoi să nu se mai întoarcă. Nici acolo, nici altă dată, nici în timp de judecată. De descântat am descântat spiritele demonilor și diavolului. L-am îndepărtat. Drumul vostru să rămână curat. Drumul vostru să rămână curat. Și luminat. Și luminat. De diavol. De diavol. De energie negativă. Energie negativă. Scăpat. Scăpat, curățat, curățat pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Amin. Amin. Ridicați mâinile. Ai un? Da. Ridicați mâinile și spuneți amin. 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 Dacă ați fost afectați din pădurea magică în călătoria voastră cu energie negativă, lumânările cu care ați plecat din pădure și v-ați culcat cu ele în cameră și astăzi ați venit cu ele în altarul nostru, noi astăzi v-am descântat pentru a vă curăța de energia negativă. Și ca să vedeți cu adevărat puterile magiei, noi astăzi am scos energia negativă din voi și este aici. Trageți asta. Oh, puh, 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 puh. Amin. Amin. Ca să o puh. N-a dar avut. Puh, 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 puh. Puterile magiei, the power of magic. Puterile diavolului, the power of devil. Să fugă, to leave. Și înapoi să nu mai vină, and back to not come. Niciodată. Never. Amin. 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 Să vă spălați de rău, să rămâneți curați, luminați de magia diavolilor, scăpați. Este aici. Noi suntem vrăjitoare puternici. Acum drumul vostru este liber.
Pus să se potolească vântul ca pământul, soarele din cer, focul din cuptor, porcii prin strat, caii prin echezat, oamenii prin pat. Așa să se potolească toate spiritele și toate făcăturile și să plece. Prin lemne, prin pietre, pe butucim, butucite, de mii de ani părăsite. Amin. Leac și bucurie să dea Dumnezeu. Unde am pus mâna să pună Dumnezeu mila și credința pentru totdeauna. Suflă în lumânare. Tu din mijloc. Blow it out? Yeah. Amin. They always tell us in the comments to get sage. Cum fuge dracu de tămâie și turcul de carne vie, așa să fugă spiritele demonilor și spiritele făcăturilor din trupul vostru, din sufletul vostru. Așa, tu dă-te încoala fumiu pe el. Să rămână curat, cum fuge dracu de tămâie și turcu de carne vie, așa să fugă diavolul, spiritul, energia negativă, să rămână curat, luminat, de magie scăpat. Amin. Ia-o pe aici. Ana. Să fugă dracu, fuge dracu de tămâie și turcu de carne vie, așa să fugă blestemele, magia neagră, negativul din viața lui, să rămână curat, luminat în știrea Maicii Domnului dat. Amin. Amin. În momentul ăsta, pe lângă ritualul nostru, trebuie să ia sfârșit. Amin. 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 Frogs. How, where did the frogs come from? The rain? That was pretty cool. That was incredible coolest. To be part of. That was... Yeah, it's, I'm speechless. Like, what? It's like still, the coolest thing that ever happened. I'm still thinking about it. Just thinking about the frogs or... No, just like just everything that happened. Yeah. What do you think about it? I thought that was incredible to be a part of. Me too. And it genuinely, like, obviously I don't know what they're saying, but... It feels as though everything was done with good intentions exactly. And like for our benefit. I felt relaxed and safe during the whole thing. I've never heard of sage in any sense ever being used for anything negative. It is considered like one of the most holy protection like herbs that you can ever burn. That was so crazy. And the thing is, keep in mind, we went to Dracula's castle and we had that crazy bang happen and the door closed. And I'm thinking like maybe if anything, spirits could have followed us from that magic crazy forest into there. And that's why the bang happened. And also on a different note, what if like all the bad spirits, the reason why we got such great evidence, and now I'm like, well, now I want it back. True. So now for our next few ghost hunting activities. So we had the one hit wonder, pretty much. You want to eat the frogs? Because you can get them back. Oh, yeah. I actually want to play with them. You can eat our frogs, you have even more bad energy, because now you have, the record, the frogs are okay. I was eyeballing that the entire time. Yeah. They're still fine. Corey, you sat that out. We know why, right? Hmm? I mean, you sat that out. Yeah. I mean, do you want to explain to us, like, kind of why? Like, what your feeling was about that? I just, I will say, before anything, I think all three of us can say we thoroughly enjoyed and appreciated that. I did. It was... I really did. Wild. Yeah. So, we all viewed it incredibly positively, but... And it could have been, I'm sure it was, but I I just would feel wrong believing in something else than what I, you know, like pray to or believe in, you know what I mean? Right. Because like I only believe in like one thing and like I would just, it wouldn't like sit right with me accepting a blessing from something else that I don't practice. Right. And that's, that makes sense, honestly. I will say, in the woods, it was a lot more portraying like the devil or witchcraft more than anything. This one was a lot more relaxing and seemed more positive, and sage was out, and it was just a lot different. And it was amazing. Yeah, and they did clarify that they pray to God, they believe in God, and that their power, their magic, their ability comes from God. Like they don't manifest what they have, like they streamline power. And I think the best metaphor
I can possibly explain with them using black mud, them using black magic and saying that they work with the devil is, what they were explaining to us is that in order to cast away negativity and evil, they need to know where it's going. Right, so view it as like, bad metaphor, but perhaps it makes sense. You're in the shower, everything divine and holy and God is above you, that's clean water. But you need to know that in order to cleanse yourself, that that dirty water needs somewhere to go. Yeah. Right, and that's the drain. So for them, in order to rightfully go, I'm going to remove negativity from you, I need to talk to the drain, to open the drain, yeah, and go, here you go. Yeah. And that's what they're doing. They're not like worshiping hell and the drain. They're just saying, hey, I need to cast away this negativity to somewhere. But ultimately, they still appreciate and believe and get all of their power from the clean water above them. Yeah. I could never do anything or practice anything that even works with the devil. Yeah, I mean, you're not supposed to have anything to do with him. Yeah, I mean, they were black magic involved, so yeah, I totally understand. Totally get it. But when they explained that part to me, I was like, okay, this makes sense. You're not going like, hail Satan, like take this. It's like, hey, like, this is the kind of shit you want with you. You want this negativity, you want this evil. So here you go, like, let's get it off Earth. Maybe, but some other black magic is praying to the devil for stuff. Correct. Just maybe that one spell wasn't. Correct, yeah. Yeah, you don't, I mean, we don't know enough about it. Yeah, I mean, because the first night, I have no idea what they're saying. No, exactly. Right. I totally understand. You know, so right. Like, I was kind of freaked out. I'll be honest. I can't accept that. That wasn't supposed to happen that way. It was supposed to, like, we were supposed to meet up with them and talk to them, and that's why the translator was there, and we were supposed to kind of understand what was happening. And when we walked in, there was a fire burning and broomsticks burning, and like, it happened, and then they left. Yeah. Like, we didn't even say bye to them. Like, we never even got their names. It was just come and go. What about frogs? I need to watch it back. Next time. Somehow frogs appeared. Yeah. Why? I know. What do you mean frogs appeared? We lifted up this blanket. We lifted up, and then frogs was inside this ball. You didn't hear like a ribbit or anything? No, not at all. Little baby frogs. Next time you see some it frogs. It felt like magic, to be honest. That's it really, it actually like felt real like magic. That, yeah, like Las Vegas magic. Yeah. With magic with a K. Yeah. What? Yeah, it was really, dude, I'll be honest, it was incredible to be part of it. So Elton's leading us in the forest right now. Don't know what to expect. Not sure if I trust him. This is it right here. It's just completely dried out. At least according to GPS. Yeah, according to GPS, it is right here. This little, somewhere in this area of it. I mean, dude, look at my phone. Like, I couldn't be any more on top of it right now. All right, we can go join up with them. Bummer. Why don't they just come over here? Hey, guys, come over here. Come over here, boy. We found the pond. You found it? It dropped my GPS. Like, I literally walked through the pond three times. It's completely dried out. There is no pond. So the pond never existed? Well, this is it. I mean. So where's his head? We're talking about him getting beheaded in 600 years ago, 500 something years ago. That does explain in it. In a lake that turned into a pond, that this is now it. Where's his head? This is it? Yeah, we're standing in it. Yeah, according to GPS and like everything, like I walked through it numerous times. Mm. You think we could still fish? Wait, hold on. Can we still? What? Did you hear voices in there? I heard. I heard voices in there. Hello? Well, the good thing is we don't know where we are. If the folklore and the legends are true, then when they beheaded him here, the magic also trapped him here. So if we're ever coming back to Romania, maybe we come back here with the coven. That would be cool. That's a good idea. That would be with insane. The whole squad. That's with the whole coven, all of them. Whew. Maybe, and by then they'll have even more. Maybe we can even recruit some more. Or the pond will be back. Dude, if they build their school, we should actually like attend it for the day. Yeah. All right, well, are we lost now? Yes. Maybe. Maybe let's say goodbye and then let's figure out how to get back. Okay. Well, thank you all for watching the Overnight Channel and especially this Romania series. It's been
amazing honor to be able to travel halfway across the world to see these places and do these investigations and call this our job. Mm-hmm. So thank you all so much, and I guess get ready for the UK series. That's gonna be insane. And then the return to the catacombs. Stop. Dun, dun, dun. Ah. Mm-hmm. I know. Yeah. I don't want to talk about it. And Josh, thanks for coming out and joining us. Dude, it's been super fun. Yeah. I'm not gonna forget about the witches. You going to the catacombs with us? I mean, I'll show you where the throne of bones is. I do want to go to. You want to see a bone throne? I've been to Paris catacombs, but I never seen a throne of bones, and I really want to get a picture there. Did you go to the throne of bones? No, I know. You gotta go to the bone throne. Well, I'm just saying, if you want to, you know, we'll see. We'll see how it goes. We'll see how it goes. Yeah, we won't get lost. Our guide's not gonna ditch us. We're not going with the guide this time. What? Huh? Interesting. Maybe I have a map now. Does the map also tell you where every hole is in the water with a 40-foot drop? Yeah, exactly. No? Your map probably is the same thing as right here. But gravity will. Oh, yeah. And I go, oh, there it is. There it is. Cool. Let's get on out of here, huh? Let's go. See if we can find our way out. Yeah. Let's go. Now we're sleeping here. Right now, we're technically in the UK. We're in Northern Ireland. There's actually a documented ghost here. For literally over 400 years, we're the first people to ever get permission. Below here, where the toilets are now, used to be the dungeon room. So that's where the bodies are buried. Bodies. Plural. Bodies. Are they still down there? Yeah. Isabella was put up in the ghost room, and that's where she jumped or was pushed to her death. Somebody left the hotel in the middle of the night. The wife woke up, and she could see somebody sitting on her husband's chest. Mediums and things have been here. They see her in this corner. Oh my card God. In the corner, frightened. Do you want us to go to the ghost room? So, this one on here. Cool. We got everything. Didn't go off the entire. The flashlight. Neither went off the entire. Flashlight. What I got though was I kind of felt like it was like demonic, like something pretending, like trying to trick us. Is it something acting like a child trying to trick me? If he gets something about a child or something demonic or anything, I'm gonna be like, okay, like there's a portal here. Am I alone? Dude, that's coming from up here. What the? This is like a bad horror movie.